Unde vom mai face plajă la vară în România? Nu se știe. Operatorii din turism se tem deja de un sezon estival eșuat. Asta pentru că, spun ei, nu vor reuși să obțină de la primărie în timp util avizele de funcționare și nu vor putea amenaja plajele. Multe dintre contractele de închiriere au expirat, iar noile licitații care ar fi trebuit organizate de Ministerul Mediului întârzie. O bombă ecologică. În asta riscă să se transforme cele mai multe plaje din Mamaia și Constanța. 200 de contracte de închiriere a sectoarelor de nisip au expirat, iar asta înseamnă că administratorii sunt legați de mâini. Există șanse ca turiștii care vor veni vara aceasta la mare să nu găsească utilități aici pe plajă, fără șezlonguri, fără umbrele și fără toalete, pentru că operatorii din turism susțin că nu au timp suficient să obțină avizele. Imaginați-vă că eu vin cu copilul la plajă și există situația în care copilul meu trebuie să meargă la o toaletă pe care nu o să o găsesc, îmi voi pune copilul undeva să facă, nu? Asta înseamnă pe plaje, asta înseamnă în apa mării, cu siguranță vor pleca pentru sănătatea lor și a copiilor lor. Operatorii aruncă vina în curtea Ministerului Mediului, care propune ca licitațiile să se organizeze la București. Anul trecut, ideea era respinsă ferm. Administrarea plajelor, din punct de vedere turistic, cu siguranță nu trebuie să se facă la Maramureș, nu în Harghita la noi și nu la București. Oriunde se va lua decizia, pentru sezonul estival ar putea fi prea târziu. Să zicem că licitația va fi pe data de 5 aprilie. Pe data de 20 s-ar termina licitațiile, că sunt foarte multe contracte încheiate. Se încheie contractele, după aia operatorul de plajă începe să se autorizeze. Deci noi nu suntem gata pe 1 mai, începe să ne autorizăm. Temerea este că turiștii vor pleca spre alte destinații. Până și rezervările early booking vin anul acesta cu atenționare scrisă privind organizarea proastă și startul incert de sezon. Sunt în aer, pot să spun. Condițiile și facilitățile pe care le-au achiziționat deja turiștii români. Nu știm ce va fi pe plaje. De fapt, pot să spun că știm. Plaje goale. Operatorii de plajă vin cu o soluție. Toate contractele expirate ar putea fi prelungite, însă Ministerul Mediului spune că așa ceva nu se va întâmpla.